Vă salut prieteni și bine ați venit pe canalul Tutoriale Gratuite. În acest video vom continua o serie pe care am început-o, dacă aș putea să o numesc serie. Știți și voi că în urmă cu câteva zile am postat un videoclip Ce se întâmplă dacă ștergi sistem 32 pe Windows 7 și în acel video v-am întrebat dacă vreți să fac și varianta pe Windows 10. Mulți dintre voi mi-ați dat în comentarii că doriți chestia asta, așa că haideți să vedem ce se întâmplă și pe Windows 10. Repet, aceste videoclipuri pe care le fac, în care distrug sisteme și chestii de genul acesta sunt strict informative, oarecum, vreau să vă arăt ce s-ar întâmpla dacă, deci nu vă recomand să faceți treaba asta pentru că v-ați distruge sistemul. Dacă neapărat vreți să încercați și voi, încercați pe o mașină virtuală. Pentru cei care nu știți ce este o mașină virtuală, puteți căuta pe canalul meu folosind căsuța de căutare pentru că am nenumărate videouri despre mașini virtuale, cum se setează o mașină virtuală, cum se instalează și așa mai departe. Înainte de a continua acest video, aș vrea să vă recomand canalul Ciprian Gabriel. Acesta are un canal foarte, foarte interesant în care postează vloguri. Nu o postează de foarte mult timp, mai exact s-a apucat cam de 3 luni, dar eu zic că face o treabă destul de bună și v-aș recomanda să intrați pe canalul lui său, să vedeți ce calitate are. Eu vă zic că are o calitate destul de bună. Intrați acolo, o puteți și abona dacă doriți, bineînțeles, și puteți să îi susțineți canalul. Eu zic să-i dați o șansă, intrați acolo să vedeți ce conținut postează. Vă las în continuare cu videoclipul. Bun, deci haideți să trecem la treabă, să vedem ce se întâmplă dacă ștergem sistem 32 pe Windows 10, sunt și eu foarte curios pentru că nu am văzut până acum nici pe YouTube, nu m-am uitat. Deci o să intrăm din nou în This PC, vă arăt așa sumar, nu vreau să vă arăt foarte, foarte mult și foarte explicativ pentru că nu vă recomand să faceți treaba asta în primul rând. Căutăm aici sistem 32, o să dau click dreapta proprietăți, mergem la Security și o să trebuiască aici să schimbăm, practic, ownerul acestui folder ca să putem um, să ștergem acest uh, fișier sau aceste fișiere. Mergem la Advanced și o să dau aici la Owner și dau Change și o să... Votăm aici în această secțiune userul nostru, trebuie să scrieți neapărat cum îl aveți ca să vă poată găsi, dați ok, dăm apply, schimbăm practic permisiunea, dăm ok, ok, o să redeschidem proprietățile, o să redeschid tot ca să fie totul ok, să nu avem vreo problemă, mergem din nou în Windows, System, 32, Proprietăți, mergem la Security, ne selectăm ownerul nostru, da, mergem la Edit. Și vom putea aici pune toate aceste uh, atribute. Putem să schimbăm absolut tot. La acest folder dăm apply și OK, yes. O să ne apară o grămadă de erori, după cum ați văzut și voi la videoul precedent cu Windows 7, ne-au apărut și acolo o grămadă de erori, însă nu o să mai stau să le accepte toate, o să dau cancel, OK. Închidem tot, intrăm acum iarăși în CMD, cum am făcut și în videoul precedent, îl deschidem ca și administrator, ca să putem să ștergem practic sistem 32-ul până la urmă. Și uh, vedeți și voi că deja suntem în locația sistem 32, tot ce trebuie să facem scriem delete și asterix, Enter, apăsăm Y și iarăși Enter și va începe să șteargă sistem 32, cam asta ar fi pentru o primă instanță, o să dăm un restart la PC să vedem ce se întâmplă. Clic dreapta pe butonul de start, da, aparent deja se văd efectele, nu mai merge meniul acesta de la Windows și X, clic dreapta pe Start Menu, nu mai merge să dăm click pe nimic, vedeți și voi, e totul cam blocat, o să închidem forțat mașina virtuală. O să folosesc uh, programul pe care îl folosesc eu, VirtualBox, pentru a închide forțat mașina virtuală. Și, înainte să deschid din nou mașina virtuală ca să vedem ce s-a întâmplat, vreau să vă zic să-mi spuneți acolo în rubrica de comentarii ce experimente ați vrea să mai facem pe astfel de sisteme de operare. Poate să mai încerc uh, jocuri pe Windows XP sau să fac tot felul de teste. Puteți să-mi spuneți absolut orice pentru că eu pe aceste mașini virtuale pot să fac cam orice până la urmă. Uh, bineînțeles, în limita resurselor PC-ului meu, care sunt ok să zicem, dar uh, nici nelimitate. Bineînțeles. Hai să dăm start din nou la această mașină virtuală și vom vedea ce se întâmplă practic aici sunt și eu foarte curios și ia uitați ce se întâmplă, aici o să fac un pic mai mare ca să vedeți și voi, ne apare oarecum ca pe Windows 7 preparing automatic repair și ne apare aici diagnosing your PC deci practic PC-ul nostru uh, s-a stricat la urma asta putem să spunem deci partea nasoală e că sistemul nostru a fost distrus, deci de asta nu vă recomand eu să încercați chestii de genul acesta pe sistemul real pentru că asta se va întâmpla și vedeți și voi aici ne spune că automatic repair couldn't repair Your PC, deci practic sistemul nostru a fost compromis, nu prea avem ce să facem, putem să-l închidem, putem să dăm troubleshoot, putem să dăm reset la PC uh, și asta e o chestie interesantă, ar trebui să o încercăm în cazul în care se întâmplă treaba asta, să ne și de fișierele și probabil că am reușit să resetăm, dar din păcate nu reușim, vedeți, ne spune there was a problem resetting your PC, no changes were made, deci asta ce înseamnă, asta înseamnă că nici măcar să-l resetăm nu putem, trebuie neapărat să reinstalăm Windows-ul pentru că altfel nu ne mai rulează sistemul de operare. Deci cam asta a fost videoul de astăzi, dacă v-a plăcut nu uitați să lăsați acolo un like la acest video și nu uitați să lăsați sugestii de experimente teste pe care vreți să le fac pe astfel de mașini virtuale pentru că pot face aproape uh, orice. Eu am fost Emii v-ați fost pe canal Tutoriale Gratuite până data viitoare, vă zic la revedere!